Familia Templeton își făcea planuri pentru cel mai nou membru al lor. Ce se tem? El e noul frățior! Dar acest bebe are alte planuri. Noi, bebelușii, ne confruntăm cu o criză. Bebelușii nu mai sunt iubiți ca pe vremuri. Iată inamicii noștri, căței. No! Exact asta e problema! Ați aflat ceva? A, B, C, D? Nu, ce ați aflat despre căței? Ră, căței! No, Jimbo! Căței sunt răi! Stai să-i citești notițele. Nu știu să citesc. Ce scrie? Șefu, părinții! Oh, parcă ar avea o ședință a lor. Cine vrea desert? E așa umilitor. Sunt bebelușul de care aveți nevoie. Știu cât de importantă e misiunea pentru firmă. Misiune? Tu poți vorbi! Apa! Trebuie să mă ocup de copil. Cine ești tu? Am o misiune. Nu e destulă iubire pentru toți. Treaba mea e să aflu de ce. Du-te și am un espresso dublu și vezi dacă găsești un local decent cu sushi. Mi-e poftă de un rulou cu ton chiar acum. Mamă, tată, bebe poate vorbi! Declar război! Oda! Da drumul, micuțule! Uite, copiii se înțeleg în sfârșit. Ce drăguț! Dacă ratez misiunea asta, voi locui aici pe veci cu voi! Bine, te voi ajuta, dar doar ca să scap de tine. De acord. Vine trenulețul Ciu-Ciu! No! No! Se uită la noi! Ciu-Ciu! Bine! Ciu-Ciu pe fața ta! Cum trecem de paznic? N-am mai fost așa umilit în viața mea! Nu port chestii marine! Ba o să porți asta! Ce mi-ai făcut tu? Ce-i cu gălăgia asta? Nu e așa că e adorabil? Oh, am unul și pentru tine! Cum? Chinion! The boss, baby! Cine e șef acasă? Pune fursecul jos! Sunt pentru afaceriști de succes!